dacă pe lângă ceea ce a fost spus și cui o, cui s-a îndreptat Duhul Domnului sobre. Pentru sora noastră. Pentru sora? Da. Slavă Domnului, Domnul să fie binecuvântat. Zicea robul Domnului ce Domnul mi-a vorbit odată și eu am auzit de două ori. Se întâmplă că lui Oliver vorbește Domnul de 10 ori și nu aude niciodată. Și când vine problemele și vin greutățile, spunem cum spune în Ezechiel, nu calea Domnului este bună, nu pocăința este bună, că din când mi-am pocăit numai greu merge, nu dragul meu. Și calea ta nu e bună, că n-ai fost pocăit niciodată. Ți-a fost doar cald și te-ai dus să te scalzi. Că în Isaia, în capitolul 1, versetul 15 în jos, declară pocăința și zice, învățați-vă să faceți binele. Căutați dreptatea, ocrotiți pe cel a suferit, faceți dreptate orfanului și apărați pe vântul. Și apărați sufletul vostru de rău. Apărați inima voastră de rău. Pentru că dacă n-ai pe Iisus, sufletul tău este ca și o văduvă sau un văduv când este singur. Și vezi cât e omul de dușman sufletului său, că nu vrea să-l apere de la cel rău. Zice, de vor fi păcatele voastre cum e cărămizul, se vor face albe ca lâna. De vor fi roșii ca purpura, se vor face albe ca zăpadă. Tot ceea ce ai făcut a fost dat într-o prorocie, acum am șters bărbatule. Dar simte-te, zicea Duhul Sfânt, și lasă-te de unele lucruri care nu-mi place. Dragul meu, oricine ai fi tu în această seară, ia lucrarea aceasta, că cuvântul Domnului ți-a vorbit și ție. Cuvântul Domnului mi-a vorbit și mie. Cuvântul Domnului mi-a vorbit la toți ca să ne simțim. O, nevastă lui Herobam, cum de te dai drept alta? Că iată, nu vei ajunge în cetate până fiul tău va muri și prorocul Hagai avea peste 100 de ani. Aleluia, de bătrânețe nu mai vedea, că îi se închisase ochii, dar Duhul Sfânt este veșnic tânăr. Este veșnic viu și chiar dacă vrea să ne noi dăm noi drept alții, El ne cunoaște, dragii mei, și ne dă pe față. Mi-aduc aminte și vă mărturisesc o lucrare. Eram în biserica din Felac și mergeam mai rar pe acolo până arat. Și intru în biserică după o masă, după seara și vine o lucrare. Suflete de fecioară! Atâta de scump a fost fecioria ta înaintea mea și ai intrat-o cu lucru de nimic. Ce învrănecă aceea mi-ai pus la spate și nu te-ai gândit că Duhul meu suspină pentru ceea ce faci. Dar totuși dacă te vei căi, dacă vei plânge și te vei opri, am să te iert. Dar pentru că te iubesc, nu te dau pe față. Păstorul de la masă, ce mână a avut, nu știu, am spus că e mașină de scris. O scris lucrarea toată, cuvânt cu cuvânt. Și zice, prorocul să rămână pe loc. Și să spună cui a fost lucrarea. Eu am zis, frate, dacă Duhul Sfânt a descoperit-o, eu cine sunt să ți-o spun? Mie Domnul mi-a făcut să o decunoscut. Atunci el a avut din partea Domnului și el. Zice, îi tânăra cu batic alb, cu flanelul negru. Frate, dacă Domnul ți-a descoperit că iar, întreabă de vorbă. O rămas cu comitetul și zice, iau și ce-o zici țigănașul ăla cărămizarul, că ai făcut lucrul ăsta și ăsta, frate, lucrarea care a fost dată prin acel frate, e ta și amin cu cuvânt cu cuvânt, ce și vreau să mă pocăiesc. Dragii mei, cu Duhul Sfânt nu este de joacă. Așa.